Centrul vechi din Baia Mare în anii 1930, 1940 și un pic. Nu știu dacă a avut atunci un peisagist, dar cu siguranță arăta mult mai bine decât arată acum. În plus de asta, erau copaci, zonă verde suficientă, deci puteai să stai și să te recreezi chiar în buricul târgului de atunci.